Pare că am speriat Kecheș, așa. Pleacă acum Ștefănescu, faultat. Ei, ce cartonaș e ăsta? Da, galben, că erau mai mulți acolo. E galben, așa e. Badele avertizat. A fost fault. Ochii mari ai lui... Da, e fault, da, din spate. Ochii mari ai lui Ninai, hipnotici așa, încercând să-l convingă pe arbitru să dea roșu. Da, e destul de frustrant pentru Ștefănescu să ai în față câmp liber, drum liber spre poartă și să fii doborât că s-a stâmpit din spate. Galben pentru Ninai, proteste. Să notăm cartonașul ăsta, că va intra și Colici probabil și Ninai o să aibă de lucru. Pentru că nu și-a ținut gura. Și n-a avut ochii mici. Cu ochii aia l-a speriat. Făcut ochii aia mari, s-a speriat feșii. Eu cred că n-a zis nimic. Eu cred că nu i-a zis nimic, dar doar s-a holbat la el, amenințător. S-a căscat de vreo două ori. Dă direct Ștefănescu. Asta lasă să se înțeleagă, chiar dacă n-ar fi totuși foarte indicat. Măcar pentru că și Ninai și Kecheș sunt în care. E și Aganovici acolo, care poate centra cu dreptul pentru oamenii înalți care așteaptă la 16 metri. Jocul întrerupt pentru că se duce să vadă dacă nu cumva s-ar da roșu. Deci l-a chemat. O să știi că întrebarea este... Mergea singur. Dacă se ducea singur, dacă Screciu aflat acolo putea să-l ajungă din urmă. Bine, dar Screciu apare aproape de fază pentru că Ștefănescu cade. Da. Asta este o decizie grea. Asta e o decizie grea și Feșnic probabil simte și apăsarea publicului. Plus că e înconjurat acolo de tricouri pe care scrie Universitatea Craiova. Nu înțeleg ce așteaptă Feșnic. E clar că asta e imaginea. Faultul are mai puțină importanță. El există, l-a văzut și Feșnic. Mai bine de atât n-are ce să facă. Adică zoomul pe imagine, cum vedem în stânga, n-are ce să-i arate mai mult. Să zică hands aici? Nu, stai puțin. Da, și asta s-ar putea. Poate și asta o fi o chestie. Da, nu e. Nu e. Nu, așa a fost o. Cred că încearcă să aprecieze distanța lui Screciu față de faza asta, față de... Screciu e adevărat, merge spre fază, dar, repet, mi se pare că este aproape de ea, pentru că Ștefănescu nu mai poate să continue. Aici este întrebarea, câți metri sunt și mai ales care este viteza lui Screciu în comparație cu cea lui Ștefănescu. Noi am văzut în prima repriză o fază asemănătoare în care Screciu l-a ajuns din urmă pe Ștefănescu, știi că am și comentat. Dar erau la fel, adică tot Badeli a alergat lângă el și Screciu a strâns. Grea alegere. E grea și e și sub presiune, că vede atâta Universitatea Craiova lângă el. Plus fluiere, plus huiduieli. Dă, fii atent că dă. Dă roșu. Roșu. Scoate galbenul, anulează. Da. N-ai ce să spui. Nu, n-ai ce să spui. Și dacă o lăsa așa, nu știu dacă era mare scandal. Așadar, din acest minut, 60, Iurai Badel eliminat. Roșu direct. La lipsi două etape. Na,